Cea mai recentă ediție a modelului de Large Language Model al companiei disponibil publicului vrea să o înregistreze în Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger. Sunt două versiuni inițiale, una cu 8 miliarde de parametri, cealaltă cu 70 de miliarde. Meta promite o performanță mai mare. Vrea să lanseze mai multe modele Llama 3 în următoarele luni. Now, today we are upgrading Meta AI with Llama 3, our new state-of-the-art AI model that we're open sourcing. We believe that Meta AI is now the most intelligent AI assistant that you can freely use. Spune că Mark Zuckerberg a devenit artist, nu știu dacă ai sesizat. Te când cu chitara aia de când cu te referi la accesoriile pe care le poartă, da? Da, și mi se pare că se integrează foarte bine și în industria fashion acum. Și îți place și e cu părul vulvoi, așa, nu mai are părul la periuță și lipit de cap. Deci da. Foarte new age pe industria rap, dacă vrei să o luăm așa. Cred că am învățat de la precursorii săi, cei care se implicau foarte tare în viața publică și care în felul ăsta ridicau companiile. Unul dintre ei, Elon Musk, bineînțeles, este, cred, personajul reprezentant aici. Elon Musk, care e în urmă și cu AI-ul, e în urmă și cu acțiunile de la Tesla, e în urmă și cu salariile pe la Tesla, că nu le mai primește, rămâne în urmă, dar Zuckerberg, de când a intrat în acel joc verbal, în acea luptă verbală legată de ce vedem acum pe ecran, adică de acel meci în cușcă cu Elon Musk, unde Elon Musk a dat bir cu fugiții, nu ți se pare că a fost un punct de cotitură? Adică Mark Zuckerberg mai mult pe plus și numai pe plus cumva, iar Elon Musk într-un parcă fel numai l-a bătut. Pe minus. Da, într-un fel l-a bătut, dar în cursa tech, dacă vrei să o luăm așa, chiar așa este. Bine, Zuckerberg se știe, da, merge la meciuri la UFC, bate palma, mă rog, dacă reușește. Bate, cu... mai e bătut, după cum observăm în imagini, dar uneori bate palma, alteori îl bat pe el alții, dar bineînțeles, la sparring, așa, nu e ceva da. Dificil. Bun, hai că vezi cum ne atrage până la urmă, de fapt, personajul și nu atât news-ul, nu atât robotul, da? Să nu vă speriați cei care aveți asta senzația e brand-ul, că... Adică, așa cum am zis și la Musk, brand-ul e Musk mai mult decât Tesla. Nu o să stăm cu roboții, o să stăm tot cu cei vii, da, de principiu, dar trebuie să vorbim un pic și de partea asta legată de Llama 3. Vin două variante micuțe, așa, niște demo-uri, niște preview-uri până la urmă pentru Llama 3 mare, care vine în vară. Mare depinde și cu ce compari, totdeauna când folosim astfel de termeni trebuie neapărat să dăm și un reper, pentru că își propune Meta să aducă un Llama 3 cu 400 de miliarde de parametri, așa ar lucra, bineînțeles, adică număr de idei pe secundă, da? Sau o măsură de tipul ăsta pe care, bine, de domeniul uite, tehnic. Uite, GPT ar avea 1500 de miliarde de parametri, deci mai mult. Știi ce mi se pare? În cursa asta AI, totuși pe Zuckerberg, nu l-am văzut așa hâtiat să concureze cu alți giganți, cum ar fi OpenAI, poate cu Copilot, dacă vrei, mai mult. Aici l-am putea pune. El poate că nu-și dorește sau nu vrea, nu cred că vrea să facă declarații așa cum mai face Google, spre exemplu, și Google mi se pare destul să de împiedicat. Să nu fie cum face Apple, știi, deloc. Sau așa, cred că e și foarte relaxat Zuckerberg pentru că are vreo 3 miliarde de utilizatori pe lună la Facebook. Doar pe Facebook. Deci doar la Facebook. Practic e lider de piață și are, ce să mai, aproape jumătate din populația lumii. Exagerez un pic, 40% poftim. Atunci când deții un astfel de pool de oameni care sunt tot timpul cu tine și sunt acolo zilnic, atunci nu cred că ai mari emoții să implementezi un chatbot. Și atunci poți să vii cu el și mai târziu, poți să-l aduci în discuție când vrei tu. Pasiunea da? Sau în chat. Lui numărul 1 sau... nu știu, jobul lui în primul rând sunt rețelele sociale. Da, pentru asta și cochetează cu AI-ul din punctul meu de vedere, pentru că el asta vrea să-l facă, să introducă acest meta. Nu se pare că seamănă figurina aia de la Llama cu Zuckerberg? Păi bine, o fi după, făcut după chipul, chipul și asemănarea lui, bineînțeles, dar cum? Vrea să încorporeze în Facebook, în WhatsApp, ai să vezi, da, când vorbim acolo că vei avea Meta AI, te vei putea exprima mai ușor și evoluează de la model la model. Spune că unul dintre modelele astea mici pe care le-a lansat e mai bun decât Llama 2, da, spre exemplu, care era înainte. Deci el este în competiție cu el. Cu cine să mai fie dacă Facebook are 3 miliarde de utilizatori, Instagram 2 miliarde, da, și asta lunar. Și avem aici și top
da, tool-uri AI în funcție de numărul de utilizatori. ChatGPT, bineînțeles, aici nu e nimic de discutat. Meta nici măcar nu este în topul ăsta. 14,6 miliarde are ChatGPT, Character AI 3,8 miliarde și dacă e să ne luăm după cele mai puternice AI-uri din piață în momentul de față, avem ChatGPT, Mistral, mai sunt Gemini de la Google, Gemini Ultra, mai exact, dar Meta este undeva pe locul 6-7, Meta, Llama. Bine, acum cu Llama sau fără Llama trebuie să ne gândim și la strategia pe care o face lângă, adică strategia tehnică pe care o aplică Mark Zuckerberg este printre puținii, că mai sunt vreo doi, Mistral și încă cineva dacă nu mă înșel, care țin ștacheta cu open source. E o discuție interesantă și importantă. Există un grup coalizat, un nucleu care cere open source, Elon Musk printre cei care vor open source, Elon Musk care de altfel a și dat în judecata OpenAI, care e closed acum, adică nu lasă algoritmul liber. Asta face Zuckerberg, asta a fost singura lui și prima lui întrebare în congres anul trecut, dacă ne amintim, atunci când toți greii din tech au mers în fața congresului și au pus întrebări, au venit cu soluții și au fost luați la întrebări, el asta a avut de întrebat și obiecta, domnule, trebuie să-l ținem open source sau closed source? S-ar putea să fi primit un răspuns afirmativ pentru modul în care lucrează el, pentru că insistă pe open source. Și s-ar putea ca la un moment dat, în cadrul unei reglementări, să fie decis ca algoritmul să fie acel AGI, să fie până la urmă open. Pentru a putea fi coordonat și pentru a fi reglat de întreaga comunitate la un moment dat, pentru că dacă tu ai ai stăpânire asupra unui bot care eventual va dobândi și inteligență generală, atunci s-ar putea fie să scape ție de sub control, fie să ai o armă mult prea puternică pentru momentul în care să scape ție de sub control, da, doar pe tine te știe și să poți să-l controlezi sau să scape unei întregi lumi de sub control, că asta e discuția de fapt cu open source. Că utilizatorii obișnuiți, da, eu, tu, intrăm acolo și dăm tot felul de prompturi, vorbim tot felul de aiureli, iar el le învață greșit. Pe când bine, specialiștii lor l-ar putea învăța așa cum trebuie și dezvoltatorii. Nu și e chiar așa, pentru că nu știu de câte ori ai intrat, spre exemplu, în AGI-ul de la, API-ul, pardon, de la Twitter, care a fost deschis până când a venit Elon Musk. Adică ai intrat acolo, trebuie să știi cod, trebuie să fii priceput în domeniul ăsta. Ce se întâmplă atunci când lași practic deschis API-ul? Eu pot să-mi clonez sau să-mi fac pe baza codului tău și a algoritmului tău un alt exemplar. Spre exemplu, dacă luăm, ca să fie simplu, Twitter, îmi luam pe baza algoritmului din Twitter, îmi făceam un bot, să zicem, sau un program care să selecteze doar știrile din business, spre exemplu. N-am făcut asta. De ce n-am făcut-o? Pentru că n-am știut cum. Adică e vorba de a lăsa la liber pentru cei care există în acel domeniu și care ar putea să coreleze, să-și facă instrumente ajutătoare pe baza algoritmului pe care tu l-ai dezvoltat. Interesant. Ce se întâmplă în cazul respectiv? Vom avea, în loc să avem un ChatGPT, vom avea mii de ChatGPT-uri sau variante ale ChatGPT-urilor care ele între ele ar putea să se bată, să intre într-un conflict și la un moment dat chiar să existe poate niște câștigători sau o reglare, un reglaj în acea piață, în acel domeniu. Deci un reglat de AI-uri. Exact, cam așa. Cam piața liberă. Se reglează anumite piețe singure, cum ne spun oficialii și experții din Europa. Lăsați piața de energie liberă că se va regla. Nu puneți plafoane și nu încercați să umblați în piață, să o reglați voi, cei de la guvern. Cam așa și aici. Să nu guverneze Sam Altman și cu OpenAI-ul lui sau Microsoft cu Bill Gates și cu toți miliardarii care sunt implicați acolo, ci să fie lăsată cumva în piață să se regleze toată situația. Vom vedea. Mie îmi place de Mark Zuckerberg. Urmăresc ascensiunea Llama până la urmă și abia aștept Llama 3. Sunt cu ochii și pe OpenAI, că nu îl favorizez. Îmi place ochii open să fii open. Și cu ei în 14. Are activități extracurriculare, îl lasă și le facă, tot din business, dar pe scurt.